Iar spiritul sărbătorilor își face simțită prezența peste tot. La sat, gospodinele frământă cozonaci, iar tinerii pleacă din casă în casă cu colindul. La Neamț, zeci de colindători au ieșit pe stradă să le facă urări trecătorilor. Bucuroși de oaspeți, aceștia le-au făcut poze și au dansat împreună cu ei. Îmbrăcați în straie tradiționale sau costumați în personaje care te bagă în sperieți, colindătorii au pornit încă de dimineață pe străzile orașului. Trecătorii, în schimb, s-au oprit în loc să-i admire. Foarte frumos! Vai de mine și de mine! Fiecare an vin! Vai de mine! Am în sufletul meu un copil! Mereu! Îmi place mereu! Și când o să am 80 de ani o să vin fiecare. Nu speriați lumea aici la Piatra Neamț? Nu! Nu se spări, suntem frumoși de asta. Asta este obicei transmis din neam, din neam. Printre colindători au ieșit să vestească sărbătorile și câțiva tineri fără familie de la un centru de plasament. Mi-au plăcut dansurile populare, mi-au plăcut tradițiile și atunci am să le transmit mai departe. Tradiția este respectată nu doar în Moldova, ci în toate zonele țării. În aceste zile, oamenii le deschid porțile colindătorilor și așteaptă cu mesele pline cu merinde. Colaș, miere, prăjituri, suc, vin. Ce vă bucurați cel mai tare? Că ne primesc cu oameni. Dar nu refuză nici bani, însă nu câștigă.